Se împlinesc 30 de ani de la atacul cu rachete cu napalm asupra cargoului românesc Fundulea din 1987. Dimitrache Delicot este unul dintre supraviețuitori și își amintește tragicul eveniment ca și când ar fi avut loc ieri. Acesta a reușit să rămână în viață după ce o navă de război iraniană a lansat 8 rachete asupra vaporului românesc. Din cauza rănilor extrem de grave, capitanul vasului nu a supraviețuit, așa că Dimitrache Delicot, șef mecanic la acel moment, a fost cel care a salvat nava. După atac, nava a fost remorcată în portul Dubai și apoi repatriată. Acum Dimitrache Delicot are 63 de ani și încă navighează, iar zilele acestea se pregătește pentru comemorarea tragicului eveniment din 1987. Dimitrache Delicot este eroul zilei la Antena 3. Doamnelor și domnilor, zilele acestea se împlinesc 30 de ani de la atacul cu rachete cu napalm asupra cargoului românesc Fundulea, un atac ce a avut loc în anul 1987. Dimitrache Delicot este unul dintre supraviețuitorii acestui atac. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Vă aduceți aminte de acest atac ca și cum ar fi avut loc ieri? Nu se poate uita, e un eveniment care se întâmplă aproape foarte puțin o dată în viață. Din păcate, evenimentul a fost bine secretizat de către organele comuniste la vremea respectivă, în ideea falsă de a-și menține o relație bună cu Iranul. Nava noastră a fost bombardată de către o navă de război iraniană, tocmai mulțumită politicii externe. Noi am fost tributari și am plătitori de tribut mulțumită acestei politici. Nu am fost noi cei implicați în asta, însă am fost cei pedepsiți. Pentru că la vremea respectivă președintele țării Ceaușescu a făcut un împrumut enorm, exorbitant de mare către Egipt în vederea chipurile ajutorării țării, dar în substrat era schimbarea armamentului și trimiterea armamentului performant către Irak, Irak fiind război cu Iranul la acea perioadă, prima navă românescă drept răspuns a fost pedepsită de către o navă iraniană de război. S-au lansat asupra noastră 10 rachete cu napalm. Nava a fost incendiată puternic, incendiul a fost instantaneu, de o valoare, de o putere fantastic de mare. După 5 minute curgea deja din castel bucăți de metal topit. La vremea respectivă au fost grav răniți comandantul navei, care a și murit în spital, bucătarul la 40% din arsură din suprafața corpului, ofițerul Doi Punte cu brațul drept și cu multiple schije în piept și stomac și în alte locații. Dumneavoastră vă aduceți aminte de acest eveniment ca și cum ar fi avut loc ieri. Cum este acea imagine de atunci? E neplăcută, groaznic de neplăcută. În primul rând a fost prima navă din istoric, la vremea respectivă, când am fost obligați să lansăm CO2, este mijlocul extrem de salvare la incendiu pentru compartimentul mașinii. Zgomotul acela este de neuitat. Este un zgomot specific, nu-l doresc nimănui. Procedura pentru lansarea CO2-ului și modul sunt tare neplăcute. Nu e plăcut deloc. Forța incendiului, mai bine nu. Ce să spun? Pentru un asemenea eveniment, pentru o asemenea situație, într-adevăr, se justifică sume mari cheltuite în traininguri cu toți navigatorii, cu toți membrii echipajului, indiferent de poziția care au pe navă. Deci totul trebuie să meargă șnur. Am avut noroc, am făcut bine procedurile și am reușit să salvăm nava și echipajul. Ați fost nevoit să preluați comanda, să spunem așa, să salvați nava, să vă ocupați de repatriere, să semnați documente, pentru că comandantul nu mai... Imediat după bombardarea navei, s-a apropiat de noi o navă umaneză pentru prim ajutor, nu s-a putut face foarte mult pentru că avea muniția spre prova și se putea întâmpla fermă de autoexplozie. A trebuit să părăsească, însă au venit niște elicoptere, toate umaneze, două elicoptere, și au preluat răniții, grav răniții de la bord. După acest incident, în clipa respectivă am rămas cu cel mai înalt brevet la bord, eram șeful mecanic al navei și împreună cu secundul de la punte, a trebuit să semnăm
tot contractul de salvare a navei cu un remorcher salvator specializat în stingerea incendiilor. La vremea respectivă, sigur, cu aprobarea directorului navromului, pentru că am fost obligat să-l sunăm pe satelit din comanda remorcherului, nu puteam noi lua decizia aceasta singuri, fără o acoperire cât de cât. Și am muncit împreună tot echipajul cu român, cu echipajul olandez, pentru salvarea navei, operațiune care a durat peste 16 ore până am reușit să stingem grosul. După aceea, mici focare de incendiu s-au putut fi înlăturate pe parcurs, în timp lejer, nu forțați de situație. V-aș întreba, la ce v-ați gândit în momentul în care s-a întâmplat tot acest incident? Ce v-a trecut prin minte în acel moment? Nimic, trebuia să supraviețuim. Era singurul cel. Nu prea ai timp. Nu, evenimentele decurg foarte rapid. Nu, vorbim, cum să spun, cine spune că se gândește la ceva anume, cred că minte. Adevărul e că nu, nu te gândești la nimic. Ești intrat în meci, ești intrat în războiul ăla acum. Te lupți cu focul, te lupți... Nu ai timp să te gândești la nimic. Te gândești la un singur lucru. Eu sau el. Atât. Și ai de ales. Asta e tot. V-ați întors apoi pe mare. Da. Navigați în continuare. Da. Cum a fost după acest incident să vă reluați munca? Nicio problemă. Este cariera mea și altă alternativă nu am și, sincer să fiu, cred că undeva în interior mi-a dat mai multă încredere în mine. Adică pot depăși și astfel de evenimente. Sunt mai bun decât. Deci de ce să renunț? De ce să plec? De ce să... Nu e logic. Și la 63 de ani, în continuare ieșiți pe mare, în continuare munciți? Da, e și asta unul. Sunt certitudine care trebuie să ți le ofer, nu? În definitiv, nu vârsta ar fi un impediment, ci faptul că poți și la această vârstă, ca să... Nu ai restricții de nici de efort, nici de... Vorbesc și de efort fizic și efort intelectual, să poți să ții pasul. Și în materie de computere, și în materie de reparații, efectiv, și în materie de management, și... De ce nu? E o performanță și merită încercată. Se împlinesc zilele acestea 30 de ani de la acest incident. Cum e? Parcă a fost ieri. Nu e nimic. Am avut surpriza neplăcută. Sincer să fiu, e pe undeva și greșeala mea. Nu m-am gândit ca să putem... Să ne întâlnim din cei care mai supraviețuiesc după 30 de ani. Însă un prieten de-al meu și coleg din echipă, fost ofițer 2 mecanic, Dacian Bota, s-a gândit, mi-a dat telefon și lucrăm acum împreună la acest eveniment, să se întâmple pe 23 noiembrie, exact la data respectivă, să fim cât putem mai mulți dintre cei care au supraviețuit evenimentul.